Aceasta este caseta numărul 4 a programului complet de relaxare. Exercițiul de identificare și recunoaștere a stresului. Îți recomand să faci acest exercițiu fie seara, înainte de a te duce la culcare, fie după o zi tensată. Ți recomand de asemenea, de fiecare dată când ești stresat și simți nevoia să te relaxezi. În acest exercițiu, tu vei învăța cum să detectezi începutul stresului și al tensiunii în corpul tău. Această învățare de recunoaștere a simptomelor stresului îți va permite apoi să detectezi primele semne pe care ți le trimite corpul în momentul în care e stresat. Învățând cum să-ți detectezi stresul, tu vei ști când ești stresat și vei ști de asemenea și ce anume trebuie să faci pentru a scăpa de el. Așează-te acum pe un scaun și lipește-ți picioarele relaxate pe podea. Respiră încet, rar și calm. Pentru început, ia câteva inspirații adânci, profunde și satisfăcătoare. Păstrează-le în tine pentru câteva clipe. Apoi expiră încet, rar și profund. Lasă tot aerul din tine să iasă afară. Vei continua să faci acest lucru de-a lungul întregului exercițiu. Inspiră încet. Păstrează aerul în tine pentru câteva momente. Apoi expiră ușor, încet și complet. De fiecare dată când expiri,
permite expirației tale să fie ca un semnal că tu lași toată tensiunea să-ți părăsească corpul. Când lași acel proces natural de relaxare, să-ți aducă în corp o liniște din ce în ce mai profundă. Pe măsură ce inspiri, începe acum să-ți îndoi degetele de la picioare. Îndoaie-le din ce în ce mai mult și strânge-le din ce în ce mai tare. Păstrează-ți puțin respirația și păstrează și acea tensiune pe care o ai în degetele de la picioare. Iar acum, expiră încet și îndreaptă-ți degetele, lăsând tensiunea să-ți părăsească degetele picioarelor. Inspiră din nou și îndoaie-ți degetele până la maxim. Menține pentru câteva clipe. Iar acum, expiră și lasă ca toată tensiunea din degete să-ți iasă afară. Observă și simte senzația pe care o simți în momentul în care relaxarea începe să-ți apară în picioare. Observă și fii conștient de ceea ce simți când ești tensat. Observă și fii conștient de ceea ce simți când ești relaxat. Începe să inspiri din nou, îndoindu-ți de această dată și mai strâns degetele picioarelor. Include acum și labele picioarelor. Observă ce simți. Simte ce simți. Studiază tensiunea din labele picioarelor. Iar acum, lasă-o să iasă afară. Expiră și lasă să-ți iasă afară toată tensiunea din picioare. Studiază relaxarea. Studiază căldura care vine din procesele naturale ale relaxării. Simte aerul care intră în tine. Simte că acesta te fortifică și te întărește. Aerul curat care intră în tine îți aduce cu el foarte multă liniște, energie și putere. Simte acum aerul pe care îl expiri și care iese afară din tine. Acesta îți elimină toate toxinele din organism și îți aduce în corp o relaxare din ce în ce mai profundă. Începe acum să inspiri din nou. Tensează-ți labele picioarelor, tensându-ți în același timp și mușchii gambei. Menține această tensiune. Mențineți respirația. Iar acum, lasă-o să iasă afară. Simte ce simți. Observă ce simți.
observă că umerii și brațele tale rămân complet relaxate. Tu nu ai nevoie de nicio tensiune în plus în corpul tău. Studiază senzațiile plăcute de relaxare pe care le simți pe măsură ce lași tensiunea să iasă din tine. Corpul tău e în control. Tu poți expira acum semnul ușurării, permițând proceselor naturale de relaxare și de vindecare ale corpului tău să-ți îmbunătățească circulația și să permită mușchilor să fie ușor și relaxați. Tu înveți prin acest proces de identificare a stresului și tensiunii să devii din ce în ce mai sensibil la orice formă de stres, oricât de mică ar fi ea. Devii sensibil la orice tensiune care ar începe să-ți apară în corp. De acum înainte, tu vei fi în măsură să eviți și să elimini tensiunea ori stresul pe care le-ai simțit până acum în tine și în corpul tău. Începe acum să inspiri din nou, iar de această dată, pe măsură ce îți încorzi mușchii pe care ți-ai tensat anterior, include acum atât mușchii gambei, cât și pe cei ai șezutului. Strângeți acești mușchi în așa fel că întreaga porțiune de jos a corpului să fie tensată. Menține această tensiune cât poți de mult. Studiază-o. Învață-o. Simte cum te simți. Fii conștient de ea. Acum că ești gata, las-o să iasă afară. Las-o să iasă complet afară. Expiră și simte parcă o senzație de vindecare în porțiunea de jos a corpului tău. Păstrează acest sentiment. Menține-l câteva momente în minte. Simte-l. Observă-l. Studiază-l. Dacă încă nu ți-ai închis ochii, poate vrei să o faci acum. Permite pliuapelor să ți se închidă încet. Lasă-ți limba să splutească pasiv în gură. Pe măsură ce inspiri, începe acum să strângi mușchii stomacului, tensându-i din ce în ce mai tare. Strânge toți acești mușchi din ce în ce mai tare. Menține. Studiază acum tensiunea de acolo. Iar acum, expiră și lasă-o să iasă afară. Stomacul e un loc în care noi ținem foarte multă tensiune. Permite acestor mușchi să se relaxeze. Permite-le să rămână relaxați. Permite-le să rămână suportivi și elastici.
studiază acum senzația relaxării. Studiază ceea ce simți și înregistrează ceea ce simți în mintea ta. Simte ce simți. Pe măsură ce continui să inspiri, începe acum să stensezi brațul și mâna dreaptă. Studiază tensiunea creată în brațul și mâna ta dreaptă, pe măsură ce îți ții partea stângă relaxată. Menține tensiunea. Simte ceea ce simți. Iar acum că ești gata, expiră și lasă-o să iasă afară. Studiază relaxarea din mâna ta dreaptă. Compară ceea ce simți acolo cu ceea ce simți în mâna stângă. Observă diferența. Simte diferența. Poate simți că mâna ta dreaptă devine din ce în ce mai relaxată, mai ușoară, poate mai caldă, poate o simți că plutește. Pe măsură ce inspiri, tensează-ți pumnul drept, strângându-ți degetele mâinii drepte din ce în ce mai tare. Studiază tensiunea. Menține-o atât cât îți menții respirația. Observă-ți simțurile. Simte-ți simțurile. Iar acum, expiră și lasă toată tensiunea să-ți iasă afară. Simte ce simți în brațul tău drept. Studiază relaxarea. Studiază-ți senzațiile. Circulația sângelui tău va crește pe măsură ce toxinele îți vor fi eliminate din corp. Toxinele îți părăsesc sângele doar în momentul în care expiri, doar în momentul în care le expiri afară. Începe să inspiri adânc, dar de această dată tensează-ți pumnii ambelor mâini. Include și brațele. Studiază tensiunea creată acolo. Iar acum, expiră și lasă-o să iasă afară. Notează senzațiile pe care le simți, pe măsură ce procesele naturale ale relaxării îți aduc în corp o liniște din ce în ce mai profundă. Notează senzațiile de recuperare și de sănătate pe care le simți. Inspiră din nou, iar acum tensează-ți toți mușchii umerilor și gâtului. Strânge-ți toți acești mușchi. Strânge-i mai tare. Studiază această tensiune. Iar acum, expiră și lasă tensiunea de aici să-ți iasă afară.
studiază aceste simțuri. Observă diferența între relaxare și tensare. Cât de bine te simți când îți lași tensiunea să-ți iasă afară din mușchi. Studiază și analizează ceea ce simți. Înregistrează ceea ce simți în mintea ta. Pe măsură ce inspiri adânc, lasă-ți buzele și gura să ți se deschidă cât se poate de tare. Observă și simte circulația crescută prin bărbie. Simte ce simți. Poate simți chiar și o senzație de furnicături pe față. Acum că circulația spre mușchii capului se îmbunătățește, poate îți reamintești că înainte de exercițiu îți țineai bărbia tare și că acest lucru nu a fost neapărat necesar pentru a-ți păstra gura închisă. O făceai așa pur și simplu, din obișnuință. Acum permite limbii să plutească liberă înăuntru gurii. Lasă-ți bărbia relaxată. Lasă-ți toți mușchii relaxați. Concentrează-ți acum atenția spre cap și permite mușchilor feței să ți se relaxeze. Continuă să respiri încet, rar și calm. Memorează aceste sentimente adânci de relaxare. Notează ceea ce simte acum corpul tău. Simte furnicăturile. Simte căldura. Simte circulația crescută. Simte ușurarea. Înregistrează-le în mintea ta. Înregistrează-le în memoria ta. Iar acum, tu ai să-ți revii din acest exercițiu, simțindu-te cu mult mai bine decât ai fost înainte. Vei fi cu mult mai relaxat. Vom începe să numărăm încet de la 1 la 10, iar când vei ajunge la 10, tu îți vei deschide ochii și te vei simți total relaxat și foarte confortabil. Te vei simți cu mult mai bine decât te-ai simțit înainte. Începe așadar să te reîntorci încet, încet, la realitate. 1. Cu fiecare respirație, simte-te din ce în ce mai alert. 2. Ușor reconectează-te cu senzațiile normale. 3. Ești din ce în ce mai alert. 4. Te simți bine în toate privințele și din toate punctele de vedere. 5. Ești și mai alert. Ești din ce în ce mai alert. 6. Senzațiile normale încep să ți se facă simțite. 7.
te simți bine și ești alert. 8. Ești gata să te reconectezi cu corpul tău. 9. Ești gata să-ți deschizi ochii. 10. Te simți foarte bine. Te simți relaxat. Ești cu mult mai bine acum decât erai înainte. Iar acum, dacă e seară și intenționezi să te duci la culcare, îți doresc noapte bună! Aici se încheie partea A a casetei. Întoarce caseta pe cealaltă parte și ascultă partea B. Aici începe partea B a casetei. Ascultă, învață și apoi aplică în viața ta de zi cu zi tot ceea ce descoperi aici. Exercițiu de relaxare totală. În acest exercițiu, tu vei învăța cum să te relaxezi, cum să te calmezi și cum să cooperezi armonios cu înțelepciunea minții tale.
așează-te pe un scaun ori pe un fotoliu. Permite tălpilor să stea relaxate și lipite de podea. Inspiră adânc. Expiră încet, ușor și complet. Cu fiecare expirație, simte că pătrunzi într-o stare de relaxare din ce în ce mai profundă. Gândește-te acum că tu nu ai nimic de făcut pentru următoarele minute. Tu nu trebuie să mergi nicăieri. Tot ce trebuie să faci acum este să te relaxezi și să-i permiți minții și corpului tău să intre într-o stare de relaxare din ce în ce mai adâncă. Inspiră adânc. Mențineți respirația pentru câteva clipe, apoi expiră încet, ușor și complet. Lasă să iasă totul afară. Inspiră din nou. Iar acum, expiră totul afară. Și încă o dată, iar acum, expiră totul afară. Continuă să expiri profund, rar și calm pe tot timpul acestui exercițiu. Fii tot timpul cât poți de relaxat. Concentrează-ți acum atenția asupra scaunului pe care șezi. Permite-i acestuia să suporte greutatea corpului. Simte că plutești în scaunul tău. Permite relaxării să intre încet, încet, în tot corpul tău. Permite pleoapelor să ți se închidă. Tu te adâncești într-o stare de relaxare din ce în ce mai adâncă și mai profundă. Lasă să-ți iasă afară din minte orice gând neplăcut, orice emoție. Dă voie acestor lucruri să iasă afară din tine, afară din mintea ta, afară din inima ta, afară din corpul tău și afară din viața ta. Tu nu te ascunzi de nimeni. Tu nu ai nimic de ascuns. Tu nu ai de ce să fii stresat, tensat, ori încordat. Tu nu ai de ce să-ți fie rușine. Tu nu ai nimic mai bun de făcut decât să permiți relaxării să vină în tine, să te cuprindă și să intre în tot corpul tău.
continuă să respiri profund, rar și calm. Relaxează-ți toți mușchii corpului. Începe să-ți relaxezi mușchii de la picioare, apoi pe cei de la șezut, apoi de la stomac, de la piept, de la spate, de la umeri, de la brațe, de la gât, precum și cei ai feței. Acum eu voi începe să număr de la 1 la 10. Fă-o și tu cu mine. Fă-o în gând. Cu fiecare număr pe care îl vei auzi, tu vei pătrunde într-o stare de relaxare din ce în ce mai adâncă. Tu vei pătrunde în această stare de relaxare la propriul tău pas. Aceasta este relaxarea ta. Această relaxare e făcută pentru tine, pentru propriul tău beneficiu. Cu fiecare număr pe care îl auzi, tu te relaxezi din ce în ce mai adânc și pătrunzi într-o stare din ce în ce mai profundă de relaxare. Haide să începem așadar numărătoarea noastră. 1. Tu ești relaxat. Ești din ce în ce mai relaxat. Ești deja mai relaxat cu o zecime decât ai fost mai înainte. Ești mai relaxat cu o zecime din câte poți tu relaxa. 2. Ești și mai relaxat. Ești încă o zecime mai relaxat. Tu te relaxezi la pasul tău unic, la adâncimea ta unică, la rata ta ideală. 3. Acum ești cu mult mai relaxat. Ești la un nivel chiar bun și chiar potrivit pentru tine. Aici nu e nevoie să te miști și nici să vorbești. Tu pătrunzi într-o stare de relaxare din ce în ce mai adâncă. 4. Ești din ce în ce mai relaxat. Conștientul tău încă mai poate gândi și simte că te îndrepți spre o stare de relaxare din ce în ce mai adâncă. 5. Ești cu încă o zecime mai relaxat. Ai obținut această relaxare la propriul tău pas. 6. Ești și mai adânc relaxat. Expiră afară orice tensiune rămasă. 7. Ești și mai relaxat. Ești cu mult mai relaxat decât ai fost înainte. 8. Tu simți acum niște senzații în vârfurile degetelor de la picioare și de la mâini.
aceste senzații îți indică că ești gata să plutești. Te simți fără greutate, te simți foarte relaxat. 9. Acum pătrunzi într-un loc și mai adânc de relaxare. Tu te îndrepți spre o relaxare și mai adâncă. 10. Acum ai ajuns la locul tău special de relaxare. Acest loc este al tău. Acesta este locul tău special. Aici este locul unde mintea și corpul tău se relaxează total. Tu ai ajuns la acest loc de pace și liniște pentru mintea și corpul tău. Acesta este locul unde tu devii o altă persoană. Acesta este locul unde tu obții puterea, înțelepciunea, pacea, frumusețea, calmul și confidența. Acest loc este foarte bun pentru tine. Acest loc îți aduce o relaxare adâncă și o recuperare profundă. În acest loc, tu ești unit cu natura. Acesta este locul unde ești contopit într-o minte și un corp. Acesta este locul tău special. Îndreaptă-ți acum atenția înspre picioare. Simte-le conectându-se cu podeaua de desubt. Simte-le că se conectează cu structura clădirii de sub podea. Simte-le că se unesc cu pământul de desubtul clădirii. Simte conectarea adâncă cu pământul de desubt. Simte că conectarea voastră merge din ce în ce mai adânc în pământ, până la granitul solid și la rocile fierbinți din interiorul pământului. Simte conectarea voastră mergând din ce în ce mai jos spre inima pământului, spre căldura pământului, la acea sursă minunată de energie termală aflată în centrul pământului. Tu ai ajuns deja prin puterea imaginației și a minții tale în inima pământului, în centrul pământului. Aici tu vezi un foc mare și puternic ce arde fără încetare. Acesta emite în jurul lui o lumină și o căldură extrem de puternică. O scânteie de lumină se desprinde din acel foc și vine spre tine. Aceasta te atinge și apoi intră în tine. Se contopește pur și simplu cu tine. Scânteia îți dă calm, liniște, înțelepciune și putere. Tu te simți foarte bine. Te simți puternic și sănătos. Acum te reîntorci spre suprafața pământului, dar tu aduci cu tine lumina și căldura pe care le-ai dobândit în inima pământului. Aceste energii te însoțesc
ele se reîntorc odată cu tine. Ele sunt în tine. Ele vin cu tine din pământ, acoperindu-te cu o lumină aurie. Tu simți o căldură în tot corpul. Simți ceva magic. Simți de parcă ești înconjurat și protejat de o mănușă de căldură strălucitoare. Această mănușă de căldură și lumină îți induce în același timp sentimente de calm, de confidență, de putere, de sănătate și de înțelepciune. Nici o gălăgie și nici un zgomot de afară nu poate ajunge acum la tine. Ele trebuie neapărat să treacă prin acea mănușă aurie care te înconjoară. Aceasta le încetinește și le selectează, dându-ți astfel posibilitatea să decizi ce gânduri vrei să lași, să-ți ajungă în minte. Tu poți alege ce gânduri vrei să lași să te preocupe, orice gânduri vrei să îndepărtezi și să pui deoparte. Gândește-te acum în urmă la acele momente din viața ta în care te-ai simțit confident, mândru și sigur de tine. Gândește-te la momentele când erai sigur de corectitudinea ta și de rolul tău aici, pe această planetă. Aceste amintiri te fac să te simți bine și mândru de tine. Gândurile tale sunt mai încetinite acum. Ele îți revin în minte cu o viteză potrivită ca să le poți procesa. Tu știi acum că poți folosi întotdeauna înțelepciunea potrivită ca să-ți rezolvi problemele care îți vor apărea în viață. Tu știi că poți să preîntâmpini dezamăgirile. Tu știi acum să reacționezi diferit la stres și tensiune. Tu știi acum să te calmezi cu mult mai ușor și mai repede. Tu știi acum să-ți păstrezi legăturile cu puterea ta interioară. Tu știi acum să-ți întărești legăturile cu mintea ta. Tu ai capacitatea de a te relaxa și recupera. Tu ai capacitatea de a pătrunde în aceste resurse miraculoase pe care le ai ascunse adânc în tine, în mintea ta. Tu ai avut această capacitate dintotdeauna, încă de când te-ai născut, dar încă nu i-ai cunoscut puterea. Tu ai avut dintotdeauna în tine forțe și puteri miraculoase, dar încă nu ai știut cum să le folosești. Sunt sigur că de acum înainte, când vei simți dorința și vei avea curiozitatea de a învăța lucruri noi, când vei simți nevoia de a obține ceva nou, tu vei fi conștient că ai aceste puteri. Tu vei reveni în acest loc și te vei realimenta. Acesta este locul tău special. Acesta este locul care îți dă putere. Acesta este locul unde obții energie.
Acesta este locul unde obții înțelepciune. Folosește-ți acest loc special de fiecare dată când simți nevoia. Acesta este locul tău. Acest loc se găsește în tine. Acest loc se găsește în mintea ta. Când vei mai face acest exercițiu, când vei mai reveni mental în acest loc special, tu o vei putea face cu mult mai ușor și cu mult mai repede decât ai făcut-o acum, de prima dată. Iar acum, pe măsură ce permiți acestor gânduri să se depoziteze în mintea ta, tu vei începe să numeri încet, în gând, odată cu mine. Vom număra de la 10 la 1. Cu fiecare număr pe care îl aude mintea ta, tu vei începe să-ți revii, revenind în acel loc pe care l-ai lăsat cu câteva minute în urmă. Vei reveni la acel loc și timp numit realitate. Îți vei reveni ușor, ușor și încet, pe măsură ce numeri în gând odată cu mine. Cu fiecare număr pe care îl auzi, tu te simți mai alert, mai relaxat și mai energizat. 10. Tu ești ceva mai alert și începi să-ți revii. 9. Tu ești din ce în ce mai alert. Revii acum la realitate, la ritmul tău propriu. 8. Tu ești și mai alert. Ești cu mult mai alert. 7. Ești din ce în ce mai alert. Cu fiecare număr pe care îl auzi, tu ești cu o zecime mai alert. 6. Ești și mai alert. Ești din ce în ce mai alert. Începe acum să-ți apară senzațiile normale, iar tu simți că te reîntorci la realitate. 5. Tu ești din ce în ce mai alert. De această dată, fiecare respirație aduce în tine din ce în ce mai multă trezire. 4. Tu simți acum că senzațiile normale încep să-ți apară. Tu începi să te reconectezi cu mușchii tăi. 3. Îți revii și mai mult. Din ce în ce mai mult. Începe acum să te reconectezi cu corpul tău. 2. Tu ajungi la un nivel de alertă foarte apropiat de cel pe care îl simți în realitate. Îți deschizi acum încet ochii. 1. Ai ajuns la realitate. Te simți foarte bine. Ești gata să te întinzi și să faci în continuare tot ceea ce vrei să faci pe ziua de azi. Succes! 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 Succes!
Acest program a fost produs de către Institutul Internațional de Sănătate Fizică și Mentală. Noi oferim educație și inspirație pentru a ajuta oamenii să trăiască mai sănătos, mai mult și mai bine. Mii și mii de oameni au profitat deja de cărțile și casetele produse de acest institut. Pentru informații suplimentare referitoare la această casetă ori la orice altă problemă de natură fizică și mentală, sunați la 092 98 55 96.